Pasionații sporturilor de contact nu trebuie să rateze cea de-a 8-a gală de kickboxing, confruntarea titanilor, organizată de clubul Respect Giungăiești. Competiția se desfășoară în sala de sport din Comuna Petrești, începând cu ora 17:30 și provoacă la luptă 16 luptători profesioniști care vor scoate scântei din ring cu gândul la biletul de acces în circuitul mondial Super Combat. În plus, spectatorii își vor face încălzirea cu alte două meciuri de deschidere. A doua ediție, deja anul acesta este a doua ediție, și vor fi undeva la 8 meciuri pro și 2 meciuri în deschidere. Din cele 8 meciuri pro, 3 sau chiar 4 dintre ele vor fi eliminatorii pentru Super Combat, în sensul că în sală va fi prezent și promotorul Eduard Dirimia și vârfurile dintre sportivi vor fi cu siguranță selecționați pentru Super Combat. Senior majoritatea, cu excepția celor 2 copii, celor 4 copii care vor lua în deschiderea galei. Categoria de greutate 60 și 5, cea mai mică, și cea mai mare plus 100. Antrenorul clubului Respect Gym, Daniel Mocanu, le dă o speranță tinerelor talente din județul Dâmbovița prin organizarea anuală a acestor competiții. În fiecare an, sportivii dâmbovițeni au posibilitatea să facă un pas important pe scena kickboxingului profesionist, luptând pentru un loc în circuitul mondial Super Combat. Care este miza sportivilor? În primul și în primul rând, accederea în Super Combat. Toți vin să lupte și visează să ajungă în Super Combat. Deja elevi care luptă în Super Combat, pe Cristian Ristea, îl mai avem și pe Robert Stoica, care a mai luptat în Super Combat și o să sperăm că acum o să prinde un contract și el cu Super Combatul, iar privitorul la Ristea e ca o stea, înțelegeți așa? Le luminează calea celor sportivi, pentru că au observat că și din provincie se poate să ajungă acolo în vârf. Arbitrul de ring este cunoscutul luptător Marco Bela, iar printre invitații de seamă se află Eduard Irimia, președintele Super Combat, Sandu Lungu și Ciprian Sora.